Capitolul 56. Vremuri primejdioase. Lumea necredincioasă trebuie să cugete curând și la alte lucruri, pe lângă felul cum se îmbracă și cum arată, și cum mintea le este îndepărtată de la aceste lucruri prin necazuri și suferințe, ei nu vor mai avea la ce să se întoarcă. Ei nu sunt prizonieri ai speranței și de aceea nu se întorc spre cetatea de scăpare. Își vor da sufletul de groază datorită fricii și a plânsului ei nu au făcut din Dumnezeu scăparea lor și atunci el nu le va putea fi mângâiere, ci va râde de nenorocirea lor și își va bate joc atunci când vor fi cuprinși de teamă. Ei au disprețuit și au călcat în picioare adevărurile din cuvântul lui Dumnezeu. Și-au îngăduit să se îmbrace extravagant și și-au petrecut viața în râsete și veselie. Au semănat vânt și vor se cera furtună. În timpul de necaz și suferința a popoarelor, vor fi mulți care nu se vor supune influențelor întinate ale lumii și slujirii lui Satana, care se vor umili înaintea lui Dumnezeu și se vor îndrepta spre El cu toată inima lor și vor găsi acceptare și iertare. Aceia dintre păzitorii Sabatului care nu au dorit să facă niciun sacrificiu, ci au cedat în fața influenței lumii, trebuie să fie încercați și puși la probă. Primeștiile timpului sfârșitului sunt asupra noastră dar în fața tinerilor se află o încercare pe care ei nu au anticipat-o, ei trebuie să fie aduși într-un mare necaz. Autenticitatea credinței lor va fi pusă la încercare. Ei susțin că așteaptă venirea în curând a fiului omului și, cu toate acestea, mulți dintre ei au constituit un exemplu mizerabil pentru cei necredincioși. Ei nu au vrut să renunțe la lume, ci s-a unit cu cei din lume, au participat la petreceri și la alte întâlniri pentru plăceri, amăgindu-se pe ei înșiși că s-au angajat în distracții nevinovate. Totuși, mi-a fost arătat că tocmai aceste îngăduințe îi despart de Dumnezeu și fac din ei copii ai lumii. Dumnezeu nu recunoaște pe căutătorul de plăceri ca fiind urmașul său. El nu ne-a dat nouă un asemenea exemplu. Numai aceia care se tăgăduiesc pe sine, a căror viață este serioasă, umilă și sfântă, sunt adevărați ai lui Isus, și unii ca aceștia nu-și pot găsi plăcerea în conversațiile ușuratice, lipsite de sens ale iubitorilor lumii. O zi de groază se află în fața noastră. Mi-a fost arătat că trebuie aduse mărturii pătrunzătoare și că aceia care se vor ridica în ajutorul Domnului vor primi binecuvântarea sa. Însă păzitorii sabatului au o lucrare de făcut. Mi-a fost arătat că inelele și brățările sunt o urăciune și influența fiecărui păzitor al sabatului trebuie să constituie o mustrare față de această modă ridicolă, care a fost un paravan spre nelegiuire și care a luat naștere într-o casă de prostre nume din Paris mi-au fost arătate persoane care vor disprețui sfatul. Chiar dacă acesta vine din ceruri, vor găsi scuze pentru a evita cea mai pătrunzătoare mărturie și, sfidând toată lumina dată lor, vor purta inele și brățări pentru că așa este la modă, însă vor suporta consecințele. Mi-a fost prezentată profeția din Isaia 3 ca aplicându-se acestor timpuri din urmă și sunt făcute mustrări fiicelor Sionului, care s-au gândit doar la înfățișarea lor și la etalare. Citiți versetul 25, bărbații tăi vor cădea uciște sabie și viteșii tăi în luptă. Mi-a fost arătat că această scriptură se va împlini exact așa cum e scrisă. Tinerii și tinerele care susțin că sunt creștini, deși nu au nicio experiență creștină, care nu au purtat poveri și nu au avut nicio răspundere, trebuie să fie încercați. Ei vor fi doborâți la pământ și vor tânci după o experiență în ce privește lucrurile lui Dumnezeu, dar nu vor reuși acest lucru războiul își pune coiful pe frunte. O, Doamne, îndurăte de poporul tău acum!